Cine-i dracu ăsta? Ce pula mea? Ce? Ce? Cum adică? Ăsta-i mim, ăsta te-ai făcut mim. Când ți-a adus prietenul ăla mai prost sau mai mic, știi, și îl pui pe ăla... Cine-i prostul ăla mic? Nu știu. Să nu spui că... Ăla-i cel mai OP. Să nu spui că... Stai, chiar sunt doi? Eu credeam că ăla-i doar îl ajută un pic, dar nu credeam că... Nu credeam că o să fie sus scris. Da, mă, deci jocul ăsta joci așa în continuu, coaie. Trebuie să intri din dungeon unul în altul, cum trebuie. Da, nu trebuie să dai la live dungeon, cum ne zicea nouă prostul ăla, până-i. Că ăla e doar dacă mergi tu în urmă sau nu știu, nu înțeleg ce era cu prostul ăla. Bă, dar arată mișto pădurea asta. Pretty nice. Dar stai, asta nu-i mlaștina aia, nu? Asta e alta. Nu, e altceva. Bă, e mai mișto că-și jucă pe aia după. Că eu... Eu las mai... E mai bine să o lăsăm mai spre finala aia, că părea mai mișto decât asta. Arăta mișto, mai mișto. Bă, dar la rând era asta. Chiar dacă asta o fi din DLC. Bă... Cred că-ți arată jocul cum trebuie să le joci. E atunci e bine. Bă, mie mi-ar trebui checkpoint. Hai. Oricum nu contează dacă le iei sau nu, că oricum bă ia. Pe aia se respawnează, nici măcar nu i-am omorât în zona asta, deci. Bă, și eu aveam doar două inimi. Doar nu vin universele, sau ce s-a auzit? Uite poțiunea de XP, e bine că am activat-o pe ok. Ce cine trage? A, ăla. E bine că am activat coaie poțiunea aia de XP. Eu m-am și speriat când te-ai spawnat pe ăla. Lol, eu zic să le activeam pe toate alea trei pe care le avem și gata. Bă, e un zeu aici. L-ai sculptat, nu e real, adică nu... Păi da, coaie, când avem alea le facem, nu? Ce e asta cu zeul ăsta? Poți să-l învii cumva? Oh, sau e așa doar vizual? Dar nu pare doar vizual. Bă, pare cât de cât, dar nu știu. Ce se aude? Bă, ce-i monstru ăsta? Bă, dă cu monstru în mine, ce e aia? Ai văzut? Cine-i dinozaurul ăsta? Nu știu cu aia, e un fel de șarpe. Despre ăla vorbești? Da, e un fel de șarpe, nu știu ce căcat e. Uite-l iar. Da, e că ne întâlnim, văd. Ai intrat acolo în puțica aia sau ce e? Aici? Da, acolo este... Nu aici, nu aici undeva. Aici nu, acum am venit acolo. Ei, ia uite, money! Iar eu de la acolo sus? Money. Ce mă, când mor așa la, e la ăștia în urmântare? Posibil, sau? Da. Hai să mai upgradez aia healing effectiveness, chiar dacă nu știu cât de OP e. Că oricum, adică e OP, dar jocul e ușor, aia e fix, aia e problema. Că nu e chiar așa greu jocul. Bă, viitor dacă mai jucăm ăsta, jucăm pe a treia dificultate. Că e două, bă, clar. Pe a patra, nu știu, pe a patra pare că e greu ca dracu, dar pe a treia pare două, bă. Bă, noi nici nu știam cum e. Bă, îți dai seama, da. Pe a patra... Unii aruncă cu niște topoare, fast. Am văzut, da. Și uneori aruncă cu două, direct. Oooo, aruncă din ce dădea rol? Sau ce fost aia? Părea că se mișca și a aruncat în același timp. Man, ce pula mea? Ce s-a auzit așa? Cine vine? Vine prost de la cu fulger, nu? Ok. Îmi chem câinele să-l fută. S-ai primit și tu trăitul ăla când să treci prin armură cu el sau damage to armor sau ceva? Nu, nu. Cred că am tras în ăștia cu armură și te am trage în armură. Poate le-ai tras în cap mult sau așa. Ce se aude? Ce pula mea? Wow! Bunilor! Ce? Credeam că îl blochează aia. Hof, tu șamanul mătii. L-am mai făcut încă o dată, armor piercer. Bă, bă, eu nu am așa ceva. Stai, ăla era rău, ăla era câinele meu. Ce? Nu mai știam care e câinele meu. Mama, am luat Iron ăsta, atunci ne-au gădat două teori chestiile. Bă, nu mă mai blocam când e. Cum nu știai, că nici nu-s câine aici. Poți să-i dau pet? Poți să-i dau pet, eu nu am dat niciodată pet, n-am încercat. Lol. Câinele tău nu-i singurul din lume? Ba da, dar era un monstru care a murit pe jos și cred că e câinele. Ia dă-i pet. Unde mergem? Dă-i pet, du-te în față, vezi dacă te lasă ea. Na. A dispărut. Nu știu dacă avem voie. Bă, da, bună întrebare. Nu știu dacă avem. Mergem, nu știu unde mergem. Hai pe aici. Oh, ce e asta? Deci de data asta jucăm toate dungeon-urile bine și gata, nu o să mai fie nevoie să ne întoarcem. Da, 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 exact. Le mergem drept. Dar dacă nu ratăm vreun puzzle ceva? Puzzle. Bă, da, alea nici nu știi de ele dacă le ratezi, adică nu știu cum să zic. Noi nu avem toată lumea descoperită acum, nu? Sau? Cum adică? Mai avem mult din hartă, dracu, văd. A, din joc per total sau te referi la asta? Nu, aici, așa. A, aici pare că mai avem mult, da. Pare că avem doar... Iar e coaie de pe partea cealaltă. Pare că avem un sfert momentan sau ceva. Stai că e dubios rău. Că aici totul e în jurul la templu ăsta, văd. Ha. Trebuie să alegem unde vrem să mergem.
Păi doar pe aici poți prin față momentan, nu? Nu mai era un drum undeva? Nu, unde vezi tu pe hartă un drum? Nu știu. Sau pe aici pe jos poți. Nu, că acolo trebuie să fii în templu ca să iei pe acolo. Ce dracu? Uite șarpele. Șarpilii. Ce scăcație e? Că sunt uică, îți fac. De ce pare că sunt un fel de șerpi dinozauri? Mi-e așa-mi par. Pare că e și șarpe și dinozauri în același. Da, fel. Da, nu știu ce e exact. Dar nici nu înțeleg ce fac, adică mi se par weak bitches. I-am dat lui unul head când era în aer în timp ce cădea. Ha. Păi jos pe aici ce pizda măsii mai e? Că ăla trișează, nu cred. Ne alegem o direcție și ne întoarcem după dacă e. Ce, pe aici ajungem înapoi? Stai că mă uit dacă e loot și vin înapoi cu tine. Nu e loot, ok. Hai să mergem în Duffy, da. Și ne întoarcem după. Care aveam... Vince McMahon sau care pula mea avea asta de la Riz Lezing? Money, 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 avea una așa. Un... Fisu. Dar Fisu era un faker, nici nu știu de ce exista. Adevărat. Ce se aude? Ce se aude așa? E ceva în apă? Sau e în apă ceva? Bă, că e? Păi nu, în apa aia noi n-avem voie? Ba da, pare că da. Ne belesc aia dacă intrăm? Nu știu, mi-e frică în apa aia, s-au auzit sunete fix din direcția aia. Sau de aici s-au auzit sunete. Păi, cât de mare e zona? Hai în sus! S-a mai auzit odată sunetul ăla. Nu șarpile ăla, nu șarpile. Cum adică nu mai am glanțe pe main? Ia de aici, uite. What the fuck? Cu aia sunt pe jos infinit aici. Cu cine te bați? Ce? Ce what the fuck? Mai era o căpiță și mi-a făcut un topor. Ia zi, ți-ai făcut aproape full glanțele. Da. Bă, am 24 din 40 sau ceva. Am peste jumătate un pic, n-am full. Mamă, cât de mare e zona, what the fuck? Bă, dar e imensă harta asta, ce pula mea. Coaie, dar ce dracu sunt așa OP? Mi se pare că sunt prea OP acum. Sau e pentru că e DLC, o să fie o hartă, doar una mare, uriașă? Cred că da. Bă, nu știu, eu nici n-am înțeles dacă e DLC oricum. Da, eu cred că ăsta e DLC-ul. Posibil, mă. N-am înțeles, dar îmi place. Mi-e destul de clar că ăsta e DLC-ul. E destul de clar că în momentul ăsta... Și acum să aflăm că nu e. Ăsta e cel mai bun joc cu OP apărut. Ce e asta? Nu vrem aici. Bă... Da, LOL aia aici apare pe hartă, haide să o ținem minte, că nu vezi pe hartă deloc. Cam grav. Păi și nu venim, nu o facem acum, dacă tot suntem la ea? Sau vrei, să după aia uităm. Mai vedem ce mai e gri aici, un pic. Hai. Eu mă întâlnesc cu tine pe partea asta, lor. Ia mă, cum atacă șarpele ăla dacă se apropie? Bă. Ce? Ăsta e weak. Bă, sare pe tine, mie. A, nu, are combo OP. Da, era să-mi dat de mie. Sare pe tine de două ori sau ceva. Dacă se apropie, are combo OP, dar... Bă, ce e aici înăuntru? Ia vino. Bă, fac, ce e ritualul ăsta? Ce fac ăștia aici? Ce faceți bă aici? Faceți ritual? Chiar aici... Ce vreos. Ai și tu bani acum? Cred că ai ar trebui să ai, nu? Vreo 2000-3000. Doamne, ce făceau ăștia? Vreau să-l fută pe balcă. Am 3800. Nice, acum ai și tu cât să cumperi chestii. Nu, eu îmi cumpăram iteme prea multe cu aia. Dar nu știu ce cumpărai tu. Heal-urile alea. Câte dracu? Sute? Că eu am 12 acum și... Îmi luam în continuu să am. Câte? 30? 40? Nu, când vedem că scad sub 10, îmi luam să am 10 iar. Problema e că tu îți cumpărai și le și foloseai des. Eu nu prea le foloseam, le foloseam inimile. Mai mult. Oricum, poți să faci challenge să nu folosești heal deloc sau să folosești doar inimile fără poțiuni sau ceva, știi? Sau doar poțiuni. Ce mă, ne întâlnim acolo? E, hai să urcăm să vedem. A? Sau... Cum facem? Mie că după aia uităm. Mie că după aia uităm, dar nu știu ce e aici, aia e problema. Dar oricum ne întoarcem înapoi, nu? Și gata, chiar dacă e ceva. Ne întoarcem după înapoi și jucăm și înapoi. De ce îmi pare că e ceva cum era labirintul ăla care n-are treabă? Bă, nu știu ce e, aia e. Chestiile. Eu cred că e continuare, că e în sus așa, pare că e continuare. Aia e problema. E altă zonă, da, mă gândeam că e altă zonă, dar nu știu ce mai exact. Nu mă așteptam să nu mai fie alte zone, să fie doar una mare așa. Eee? Stai, unde? What? E în copaci? E în copaci? E genial, cum adică? Cu aia e, cred că e în copaci, ești nebun la cap? Yeah. Cred că e altă zonă, dacă vrei, venim după sau nici nu știu cum să facem. Sau jucăm și ne întoarcem înapoi. Bă, nu știu. E cum mai doar bine să venim. Ne rămână.
Mă, cred că ne-a rămas, nu? Eu zic să luăm... Da, de fapt nu luăm checkpoint-ul. Ne întoarcem? Heretics Nest sau e dungeon? E dungeon cu aia, că uite portocaliu la dreapta. Unde-l terminăm, ne ducem în altă parte. Da, eu nu văd portocaliu pe hartă, doar aici unde suntem acum. Ia uite pe ăsta ce fură. Uite în dreapta portocaliu, noi suntem în stânga. Eu nu văd în dreapta niciun portocaliu, lol. Parcă hostul vedea, eu sunt hostul. Da, te-ai frins? Eu văd doar aici portocaliu, unde suntem noi acum. Nu mai văd undeva pe hartă. Da. Ia uite ce-l vede el, ia vezi mă. Ce se întâmplă? Cine aruncă după tine? Bă, puță. Să tu dai one shot sau cum? Cine tu? Arunca unul după tine și după aia când i-ai dat una a murit direct. Păi da, chiar că. Bună întrebare. Wow, cine ești tu? Wow. Ce? Gypsy boy. A apărut unul peste mine, băie. I suggest you relax. Ok. Mamă, cred că vin toți pe tine, că eu sunt mai sus. Bă, la mine n-ajung. Spune de asta, părăși. Eu zic să facem joy la ce să... Ce ăla aruncă cu două să pățești? Câinele meu ce face acolo? A, l-a distrus pe ăla, ok. Ce mă? Stai că te fac praf, iar te fac praf, ok. Cine e ăla de la distanță? Care arunca până aici? Hello? Fucking cheater? Dar ce e ăla așa mare de limeresc? Ce e aia? A, e pus pe ceva, e urcat pe ceva sau chiar e mare? Bă, ăla stă pe boar? Ce e mă, e pe mistreț? Păi și asta e el cu aia, nu stă pe nimic. E mare, lol. M-a aspirat de câinele meu, ok. Păi, ăsta e dungeon, nu? Mie așa-mi pare. Dar nu știu ce e, da. Dar ceva e, cum era vorba aia mea. Nu știu ce e, dar ceva e. Dai că aici n-am fost peste tot. Ce faci, mă, Paxul Tecu Puli? Paxul Tecu Puli. Înorocitule. Ce vrea mă ăla? Ai venit peste ăștia în lumea lor, a? Da, ia uite, ai dracu ce vor să mă omoare. Te-ai prins? Așa zic și oamenii când atacă animalele, zic, mamă, ale dracului, cine atacă? Nu se lasă omorâte, că zic, ce căcați de oamenii rele. Când vin retardații de oameni și zic că ăsta nu vrea să ne lase să evoluăm cu aia. Și ei de fapt îl omoară pe ăla, nu știu cum vine asta. Și da, nu? Oamenii găsesc o scuză la orice. Frate, dacă vii cu noi, o să-ți te evoluezi și tu. Era să te împușc, oamenii, bila, când te omorăm, îți dăm gâtul. Sau îți facem nu știu ce. Ia, stai, că sună cineva, stai un pic. Da, mi-a făcut două topoare de m-a distrus. Okay. Cine ți-a făcut? Băi, de ai văzut cât de mult îți ia rolul, nu, din bară? A, ia. Ai voie să dai rol doar de 3 ori dacă ai bara full. Depinde câtă stamina ai tu. Eu cred că poți dau de 4 ori. Da, eu pot de 4 ori. A, ok. Mi-a dat ceva nou, talisman. Chica, okay. Fire and sound is reduced by 25%. Nu ne pasă de stealth, că noi nu jucăm stealth și jocul ăsta nu e... Bă, ce se aude? Wow! Ce, eu i-am dat instant hit ca șerif, okay. I-am filmat? Care-i mă talismanul nou? Un căcat pentru stealth. Ok, nu-i mai citesc, ai zis tu ceva, dar n-am auzit, n-am înțeles. Bă, cine e ăla? Big guy incoming. Uite big guy incoming. Eu mă ascund după masă, nu știu dacă vezi. După asta de foc, vezi? Da, e legal, tu mă vezi? Ce? Eu spun la cadavru undeva. Tu mă vezi unde stăteam, mă, și trăgeam așa de aici. Deci eu am dat ulti și o trăgea în el în continuu. Și aveam și câinele pe el. Câinele tău iar e handicapat pe ecranul meu. Ce, câinele meu s-a dus să-l omoare pe el la distanță? Ce se întâmplă acolo? Aha, câinele tău e pe jos și face sunete ca și cum se bate cu cineva pe ecranul meu. Bă, se bate, practic. Dar am devenit cam OP, nu știu ce se întâmplă aici, când vine să nu mai fac upgrade-uri. Dar bine, hai să vedem la boss. De fapt, că la boss contează mult. Că poate sui că ăștia din zona asta sau poate ne obișnuim. Adevărat, da, stai la boss. Poate și ai DLC-ul ăsta, oricum, mai ușor făcut. Că pare destul de ușor, dar hai să vedem la boss. Dacă o fi boss, sper că e un boss aici măcar, da? Ai luat tot de pe acolo? Logică e. Ba, am luat. Sper că o să fie unul chiar mișto. Marș cu topoarele, pulii. Stai că-mi vreau câinele înapoi. Dar la doar nu-i de la mare în care intras eu. Dă-te, pula mea, dă-te, mor! Care-i dracu tu așa rău? M-am ascuns și mi-am băgat inima. Cum adică big guy? Vine big guy, chiar vine, e legit. Stai că eu mă ascuns și trag în același. Ia, uite, energy field-ul, bă! Bă, mersi, dar vine big guy peste mine, stai un pic. Eu îl văd, da, lol, mișto. Cine au voie să tragă în mine, ăia? 10 secunde sau cât?
Mai mult chiar, 15 sau ceva, nu mai știu. Oh my god, Dark Souls mi-a luat toată viața. Sunt mort aproape, mi-ai dat o heal, ok, că altfel muream, cred. Da, muream dacă nu dădeai heal. Că mi-a luat ăla, da, eu muream, eram pe jos acum, ok. Dacă n-aveai talismanul ăla de heal, când să-mi dai și mie. Oricum ăla e cel mai OP din joc. Și gândește-te că dacă joci jocul ăsta în 3 oameni, poate să-și pună toți 3 ăla. Apare de stârfe să faci asta. Și își dau toți heal de la fiecare. Primezi toți heal non-stop, e prea ușor jocul după aia, probabil. Pare de handicapat să faci asta legit. Da, pare ușor ca dracu jocul oricum după. Ce-i covorul ăsta? Ce mai e pe acolo? Aia? Ce-i capul ăla de meduză? Eu nu mai am glonțe pe armă mea deloc, cred că bag cutie. Ba, eu am. Sau tragi cu pistol, nu tragi cu pistol niciodată, rec. Bă, trag, da. Ca ai SMG ăla nou. Oh eu my god, who the fuck are you? Pe dracu, că nu l-am pus, că era weak încă. La cât ăla ai? Uite glanțe pentru mine. Nu, era la 5 asta, era weak. A, la mine e plus 10, credeam că l-ai și tu plus 8 măcar. Lol. Vezi că ai aici glanțe. Da, poți să-ți bași cutie dacă vrei. Uite glanțe iar, uite glanțe iar. Și acum are să o luăm pe aici, asta e continuarea, ne duce iar undeva sau ce e aia? Coaie, cred că trebuia să facem în urmă ceva noi. Noi cred că am trecut peste o chestie, ce? Dar ne întoarcem. Ne întoarcem. N-am zis cum vedem un dungeon, îl jucăm? Bă, da. De unde să știu care e în urmă și care e în urmă? Da, asta era în susul hărții. Și m-a mers mult. N-are, n-are nicio legătură. Ba, are, că ai mers până la el. Am ajuns dintr-un ele în dreapta și te duceau jos și din jos se duceau înapoi. Să... Ești pregătit de zona nouă? Bă, ești tu prost? Că e tu pe zona, e portal aici. Dar putea să fie boss fight. Păi ai fost pe aici peste tot? După... A, intrăm în copac? Ce-i portalul ăsta? Asta e boss fight. Tu ai intrat aici? Bă, nu știu unde am intrat. Pis de la măta. What? Câți bani am acum eu? 12.000, înseamnă că și tu ai vreo 5.000. A, e cu teleport? A, noi intrăm prin el. Că... A, lol. Dar miroase la boss fight cu aia, că uite. E în copac teleportul ăsta, nu știu dacă ai văzut bine. E la untru copacului de tot. Da, e, înseamnă că ne întoarcem după dacă e boss fight. Stai, ce? Ăsta e înăuntru copacului? Cum? Că eu văd cerul. Sau... A, nu, am ieșit pe partea cealaltă. Uite. Uite copacul în spate. Nice. A, lol, ok. Da, mă, dar copaci de uriașe, lume de aia în care trăiesc toți în copaci. Martyrs nice. Garden? Ăla-i boss fight în față. Băgăm glanțe de acum? Mi-am băgat. Miroase, după cum arată teleporterul ăsta. Hai. Hai, împreună. Ne activăm ăla pe 3 dacă e ceva, chiar... Bă, dacă ne dau ea cu ceva, da, dar... Sau cum trebuie făcut, că nici nu știu ia. Ce dracu. Bă, ce pizda mă zici, ce face ăsta? Am crezut că cheamă ceva din cer. Asta e chiar cu fulgere, cum ziceai tu. Mamă, trebuie să... Păi tu ai zis că e cu fulgere, primul eu. Tu ai avut dreptate. Ne atacă și aia cu topoare, nu... Ce e ăla care vine spre tine, doar n-au... Unul are foc? Au foc și fulgere. E grav, e cum zici eu. Ce am zis eu? Păi tu ai zis de ambele oricum, dracu. Pe... Eu n-am zis de nimic. Tu ai zis prima dată. Au foc și fulgere. Că ai văzut la ai văzut la aia la șoc. Văzut în șocul, da, practic n-am făcut mare căcat. O vezi că l-a dat cu fulger care te urmărește non-stop. Păi că non-stop. Te să lovești de un perete sau ceva fulgerul, cred. Eu aia înțeleg. Ia să-mi chemi ultimata, de ce nu-mi chemi ultimata? Ia mă, că am și eu, bossule, ia. Trag și eu cu bile după tine, dacă l-ai. Ce face mă, trișorul ăla? Bă, ce-i asta? Dă din cer cu ceva. Ia, vino cu repede. A, ah, n-am aia la pistol. Te chemam oh, degeaba. Oh god, vezi, da skill că mori, bă. Când s-a apăs, am murit, ok? Hai că am instant revive aproape eu. Îți dă iar, cred. E bine că mi-am făcut eu revive-ul, că ți-am zis că îmi dau revive singur din armă, deci... E, noi avem combo perfect făcut, sunt smart că am făcut așa. Nu, fulgerul la urmăritor. A, nu e urmăritor, dar a fost, mai devreme a fost urmăritor, că s-a întors din spate. S-a întors din... Dar nu de iar cu ceva din cer, ba da. Trebuie să dai dodge, un fel de cyclone. Da, dar de unde știi exact? Ia, mi-am pus energy field-ul ăla. Nu cred, văd. Care nu merge, că ăla bagă alea în el. Bă, ești prost? Nu. Mi-ai dat bait. Nu-i pasă. Vreau să pară că-mi pasă. Le dă cu alea urmăritoare mai mici. Nu! Și cum pula mea le oprești mai exact? Nu înțeleg cum le oprești, sunt mort aproape, îmi dau heal. A, ți-ai dat tu, ok, mi-am dat degeaba eu. Eu mi-activez poțiunea aia de anti-dăla, bă. Mi-am pus aia de anti-căcat. N-am putut. M-a opet când s-o pun și mai aproape că m-a și omorât. Îmi pun glanțe. M-a omorât?
ci ca să pun pula. Când s-a apăs și eu. Las că-ți dau revive repede. Dă-te că mă ridic și o pun direct. Vine cu dalea urmăritoare! Bibi, are și care se lovești de lemne, le lovești de lemne, chiar mi-a dat foc, mi-a dat foc! Ce se întâmplă cu aia, potoliți-l pe ăsta, fă-te în gură cu căcaterile tare. Cine e ăla lângă tine? Stai că te ajut eu pe el. Doar nu mor iar. Dar de ce te targetează? Păi, dar bossul ăsta-i prea OP. De ce te targetează doar pe tine? Mine n-a dat deloc, mă jur. Unde-i mă, loser-ul? Dar nu dă cu alea urmăritoare. E mort? Ale, am murit, eu fugeam. Eu fugeam. Pani, o fugeră ăla din cer doar în mine, zic că dădea. Da, cred că da. Ce, vorbești al tău? Dar de ce vorbești al tău și ai fost doar tu targetat? Eu am fost chill, zici că. Ce o să asta? Sub pula eu. Galvanized Iron, Galvanized Iron 54. Putem să ne facem vreo 3 upgrade-uri, nu? Da, ceva nou sau așa mi s-a părut mie? Item sau ce dracu ne-a dat? Posibil. Nu. Nu știu ce am văzut. Material, Storm Crystal ăsta, da. Valuable resource carried by the Storm Core. Și ne dă o armă nouă iar, da. Deci de fiecare boss îți dă armă nouă din boss mare. Da, băi, mișto făcut așa, sincer. I dig. Uite, ăsta e fix genul de sistem pe care l-aș face eu la un joc. Am știți, am mai zis în trecut. Vreau un joc cu progression. Când bați un boss, bă, dăm ceva și nu-mi dă arme de la shop de oriunde. Dă-mi așa, gen, uite, am bătut boss-ul, mă duc și o cumpăr de la shop cu material. Ce mi se pare funny, că s-o pe toate, că depinde ce stil de joc vrei tu. Da, și nu e una foarte slabă sau așa, știi, adică e... Toate merg cât de cât, mi s-a părut. Da, mie mi se pare OP toate. Dar îmi place și progression-ul ăla, oricum e, știi, gen, una e mai slabă și una e mai OP, dar ți le dă dreptat. Adică la level 5 am o armă, la level 13 am alta, la 20 am alta, la 23 am alta, știi, gen... Treptat, așa. Și ăla mi se pare un sistem bun, rău de tot. Mai e loot aici, ești nebun? Dă-mi-le, frate, într-un fel. Nu cum sunt la unele jocuri, îți dă complet random armele. Tu poți să ai level 5 și după aia te găsești o armă OP și rup tot jocul cu ea. Păi stai, tati, un pic. Ori îmi dai să mă joc, ori mi-arunci armele la vrăjeală. Știi cum lutezi mai nou cu pistolul? Adică chiar nu-mi place când îți dau armă la vrăjeală așa. Level 5, a, vezi că ți-a picat arma asta, vezi că cu asta rup tot jocul. Eu sunt level 50 și e mai OP decât a mea. Bine, altul zice. Stai puțin. Nu așa. Eu lutesc cu pistolul, bă. Am în progression ceva, sau fă-le pe toate la fel de OP cum e aici cât de cât. Ce zici tu, lutesc cu pistolul? Da, că cu milioane ori nu-i meresc. Ha. Aaa, când tragi în alea. Bă, da, nu știu. Și cu astea poți să tragi și mai sus, văd, pe raft. De unde n-ai cum să dai cu milioane deloc. Lol, nici nu mi-am dat seama de aia. Exit? Unde ne dă afară ăsta? La început, acolo unde eram noi sau în altă zonă? Hai să vedem. Ai luat și tu chestii sau? Ba, am luat din alea, dar nu știu dacă tot. Ce-i templul ăsta? Ai intrat aici? Bună întrebare. Am intrat, dar nu știu... Când mă băteam cu boss-ul sau după aia, am intrat după un pic. Dar eu n-am spart toate vazele și alea. Oricum, mi se pare că am bani infiniți, adică n-am avut niciodată probleme. Doar eu da. Deci... Stai, ce-s astea? Acum am... Cât am? Ia. 13.000, adică... Da, eu cred că e ceva aici, puzzle, dar nu-mi dau seama, sunt niște sicrie mai multe. What the fuck? Dar nu știu dacă aici se faci cu ele. Bă, nu cred, sau... Pare că da, ceva, pare că se deschid, dar nu cred. Și eu ia cu măști, uite pe ea cum arată acolo. Mie îmi place mult arma main acum. Bă, și a mea îmi place. Că chiar dacă e single fire, te obișnuiești să tragi în ce mai drept. Da, da, atât de one shot nu ia mai slab, eu? Bă, de multe ori da. Pe aia trebuie să stac de 2 ori sau de 3 ori, culmea. Chiar dacă e triple fire, de la asta, cum se cheamă. Hai că-s curios unde ne duce. Bă, ori ne duce la începutul dungeonului, ori ne duce în altă zonă. Dacă scrie exit, cred că ne duce la început, nu? Sau? Nu știu. Da, ne-a dus fix unde trebuia să fim noi, să fim acolo după poartă? Posibil, nu, foarte bine, pe ea, bine, nu? Unde-i poarta să o deschidem? Uite poarta! Ba nu, ăla e un perete. Am jucat pe cucarașa. Ok, bă, da, înseamnă că e bine, n-am făcut nimic greșit, aparent. Unde-i cu aia poarta? Aici nu-i nimic. A, aici e poarta, bă, aici, că știu că eram noi lângă ăsta, uite poarta. Uite checkpoint. Acolo... Cum arată? Stai, deci noi continuăm, a, dar noi n-am luat-o prin stânga, să ne întoarcem un pic înapoi. Cum arată când o deschizi? Mișc cu cercul ăla de tot. Nice. Ia, se deschide ca la cifru, ca la... Cum se cheamă? Ca la safe, cum au ăia safe. Tare.
Mă, americanii e safe în casă, genul. Mergem în stânga? Că uite, am pierdut ceva acolo. Practic, acolo e altă zonă. Hai să o luăm acolo și pe aia. Bine, dinozauri, iar proști. Marci, că n-am treabă cu voi. Hai în stânga întâi, nu? Eu așa... Eu n-am... Sau luăm checkpoint în altă parte, dacă e. Bă, luăm acolo, în zona aia nouă, că sigur o să ne dea. Cum ajungi acolo? Pe sus? Pe sus, pe acolo, pe unde te duci tu. Pe... gangsta. Păi, cum avem noi alt casca asta, random, de la alt, de la... Funny. Care ne încurcă aici, aparent. Da, da, da. Oricum mi se pare că sunt cam OP. Oh! Care aruncam așa în tine? Bă, făcut te în gură. A, tu n-ai nici gloanțe pe arma main sau îți tragi pistolul? Bă, cam așa. Bă, eu trag cu pistolul oricum des. Chiar. Bă, ce să ia atâția în stânga? Eu mi-activez ultimata. În campetul, că văd că sunt mulți pe stânga. Ia, hai să testăm. Vino aici. Ia. Nu cred. Ia, hai să vedem. Când trage ăla ce se întâmplă, de exemplu. Se lovește de ea. Doamne, cât de OP e. Ok. Și funny că e mai mișto decât în alte jocuri. În altele când ai scut ăsta e useless. E mic. Ori e mic, ori dispare repede, ori e useless, nu știu. Mai știi pe Deep Rock? Pe Deep Rock era cam mic. Aici, aici e dungeon, bă. Bă, hai să continuăm pe aici atunci. Momentan. De ce? Îl facem? Păi, hai să vedem ce ești, că pare că se termină aici. A, da? Așa aici e dungeon. LOL, sunt două, bine că am venit aici, dracu. A, eu nu pot să vin la tine pe aici? A, mișto. Thanks, G. Păi e mișto că am venit aici, ca să le terminăm pe astea două și după aia mergem pe acolo, pe jos, prin dreapta. O, am găsit loot mult, simulacrum. New item, de asta n-am mai avut deloc? Pe bune? Cum, dracu? Eu știu că am avut. Și eu știu că am avut. Cu simulacru nu cumperi inima nouă de la baba aia? To reinforce the dragon heart. Da, mai dau o inimă. Take any weapon or armor and manifest it so to its ultimate form at max level. Poți să faci și o armă, ci că la max level din el. Păi atunci hai să nu mai luăm inimă, că mi se pare că 4 de ajuns oricum. Că avem și poțiuni, drag. Poți să faci o armă, ia să-l păstrăm. Bă, dar astea că avem 4 inimi, asta e bine că am luat-o, că uneori n-ai văzut că folosim un dragi? Bă, e că da, 3... Parcă uneori ai nevoie de 4, să știi, da? Dar putem să rămânem cu 4 aia zi, putem să luăm 5 neapărat dacă ne descurcăm. Mai ales că avem poțiunile alea, dacă nu le aveai pe alea mai zic. Așa. Mamă, altă zonă, ce mișto e. Bă, luăm că eu am nevoie full. Bă, și eu avem nevoie un pic. Dar oricum îți dă și glanțe. Na. Până acum n-am luat niciunul, știi, nu? Nu cred, în toată zona aia. Am jucat în două zone, cred, și n-am luat niciunul în momentul. Bine, am avut doar un boss mare, dar nu contează, tot este fake, n-am luat deloc. Bă, las că e mișto. Withering Village, ce asta? Withering e aia când se veștește ceva, nu? Când se usucă. Wow! Ce e aia, man? Eu mă ascund ca să se bată câinele meu. E trișez. Pussy. Nu știu dacă e legal. Mama, eu câți bani am? După ce dau mini, de multe ori dau rol ca să scap din animație. Bă, da, 14.000 de bani eu. Eu am mulți. Ce câinele meu, eu moară pe tot când stăm noi aici, ok. A, ai dreptate, cu pistol chiar poți trage într-o care cu care cu arma normală nu ajungi. Schema, nu? Loli, am dat 20, la aia cu topare dai 20 dacă faci stânga dreapta, nu trebuie să dai space, da? Doar mergi stânga, A sau D, fără shift. A sau D și atât, o parte, raid point și cred că mai aveam unul sau două, că eu nu le-am am primit și eu. Păi nu, tu l-ai luat? Că a, ce? Adevărat. Băi, că eu l-am luat. Tu cred că ai luat și eu. Păi, eu l-am luat fără să-mi dau seama. Dacă zic ceva, nu mă crezi. Și ce revive speed am acum 80%. Cred că eu o să-l fac la 100%. Cred că 20 maxim cu aia la toate. Cred. Dar vezi că l-am și eu la... Nu știu cât la 100, nu mai știu e. Care e? Revival. Revive speed 20%. 80 plus. Eu mă înviu singur. Da, i-am dat la 5 minute. Deci tu nu prea ai de ce să mă învii. Dacă nu mor în alea 5 minute... Știi? Am iar cooldown-ul la aia, la ultima dată, odată la 5 minute, deci... Băi, ești prost, așa OP aia? Da, e OP ca dracu, la 5 minute poți să te înverenvi cu jumătate de viață. 9.000! Am și eu bani acum. LOL, de la câteva sute, ai făcut 9.000 de bani. Într-o oră, nici atât. Nici o oră. Ce avem aici? Au niște sunete. Cine e ăla? Ei, băi, nu da mă cu foc! Nu da mă cu foc, mă, pulangiule! Mă arde unul cu aia, piromanul, puli!
Cum dracu ai ajuns acolo? Stai că aici, chemat, direct. Mai l-am chemat pe dogă. Vin, bol. Toma, că te fută în gură cu focul mătii. Ce, tu ai tras în mine? M-am căcat pe mine. Nu. Ba... Te-am ratat, am tras pe rângă. Stai, eu mor? Cred că m-am băgat în clonțul, Toma, da. Am văzut ca și cum a tras cineva din spate. Și doar, okay, doar tu erai în spate, deci. Ce-i șamanul ăla, nu? Bă, nu știu, m-am dus într-o parte. Dar nu s-a alea urmăritoare, ce? Și cum le dau dodge la așa ceva? Man! Vino încă! Le-am dat dodge, le-am lovit de niște vaze, nu știu ce am făcut. Eu nu văd nimic de aici, ok? Din scutul meu. Ha. Păi m-am bătut cu unii care m-a tot enervat. Iar am luat Lumenai Crystal, să facem upgrade-urile alea, parcă. Ce dracu, cine e ăsta? Storm Amulet? Storm Amulet. Eu cred că am luat-o. Ia. Yeah. Ce e asta? Unde e? Că e shock damage? Cum adică increase shock damage? Weapon mod that inflict shock... Păi ce, noi avem shock damage pe arme? Există și ceva? Bă, n-avem pus, dar există să ai, cred. Sau eu de fapt ce am? A, eu am radiation pe ruin. Uite, scrie în dreapta. Unde? Scrie dacă unde dai click pe armă, în dreapta. Sub weapon mod, sub weapon mod, unde scrie not removable, nu știu ce. Dai click pe la mine, la mine nu scrie care avea ceva. An accurate rifle which shoots quick 3 round bursts that deal radiation damage. La, păi da, dar la pistol nu, la main. La main da, scrie. Eu nu am ceva nume. Ia mă la ta, nu scrie, chiar nu scrie, da, lol. Da. Am un vortex, atât. Aaa, ăla al tău avea road damage, spor blum ăla, așa, din ăla vechi sau ce era. Bă, la ăla știam, da, la ăla știam. Da, da, da. Lol, deci a mea are radiation, coaie. Eu nu știam, what the fuck, stai. Eu habar n-aveam, dar nu știu, nu-mi scrie pe ecran nimic. Nu, lol, eu chiar nu știam deloc. Fără glumă. Sau am... Știu, dar am uitat, dar nu, că nu. N-am zis nimic despre asta, chiar. Oricum, jocurile pentru noi sunt tez, sau pentru mine cel puțin, că eu... Dar și pentru tine, că luptăm, noi luptăm mult. Bă, da, dacă luptăm, sunt mult mai ez. Aparent, dificultatea poți să o dai în funcție de cât lutezi. Bă, oricum, ăsta, pe ăsta l-aș rejuca pe viitor, peste un an, doi. Și l-aș rejuca pe următoarea dificultate și cu alte clase, sau nu știu. Dar oricum, armele poți să le schimbi, deci nu cred că contează clasa așa mult. Nici știu ce contează clasa. Păi tu ce-i diferița eu față de tine acum, în momentul ăsta, că nu dau seama. Dracu știe. Avem stats diferite sau ce? Nu mai avem nimic diferit. Păi... Că până și armurile le avem la fel tot. Aia zic, nu? Nu mai e nimic diferit, practic. Cred. Mamă, câți bani avem. Yeah, I'm rich! Aș vrea să zic și asta și în real life, te-ai prins? Joke, joke. Ce e aici înăuntru? Ai intrat în vreunul din noi aici? Bine că n-ai văzut ce am încercat eu să fac. Da, nu știu, mai bine nu zice că nu știu. Am încercat să mă fac sub scări. Ce? Cum adică? Ce trebuie? Cu crouch. Ce retard. Și nu m-a lăsat, chiar... frate, auzi, joc, să nu te lase. Eu clar aveam loc. Ce om, bă. Cum fac ea, știi? Da, știi, bă, ea care comentează la orice. Câți bani am? Și aproape 16.000. AG. Băi, eu cât am? AG. 10.000 mi-am revenit. Da, pe nici nu faci cu ei așa mult. Poțiunile și alea costă 50-100, nu știu când ai azi. Unde ești, mai G? Pa aici e continuarea, nu? Stai că mi-ai găsit nebunul ceva. Ce se aude? Care mă atacă de acolo de jos? Ce faceți, bă, băieți? Ce pula mea, mă, ăla vrea să mă atace de jos? Stai că eu mă rog să-l bat pe unul, mă enervează. Aoleu, mă bate el! Stai, ăștia, poate să lovească unul pe celălalt dacă stai, dacă te pui în fața altuia, lol. L-a lovit pe unul pe celălalt cu toporul, i-a aruncat cu toporul, o să dea în mine. M-am băgat în față, s-a băgat în față. Mersi de chiez, băiatul meu. Cine? Câinele meu? N-am vrut și eu să fac kill la sării câinele tău. L-am văzut cum l-a trântit pe inamic de tot pe jos și l-a omorât instant. Câinele meu cred că face kill-uri și acum, că se dau chestii. Aia nu se poate sparge? Aia e material de la mie, ceramică. Dar câinele tău e cam mâins, ce mai schimbă sub abilitatea asta? Bă, ce-i boss-ul ăsta? Nu e ceva mai normal, nu unul care fură kill-uri. Bă, vine unul mare peste mine! Nu. Eu m-am ascuns lângă el, nu știu dacă vezi. Ce? Dă-te de acolo! Nu, te rog, nu mă face. L-a tras acolo, pe prost. Și trag și el.
S-a dat cu capul de stres. Al dracu, înainte să moară, mi-a dat un hit. Cine pula? Mamă, dar ultima dată mi-a zis așa, dă addiction, că vezi că îi trage pe aia înăuntru. Ha. Are un vibe ăsta. Ia zi. Băi, e interesant, și pare fun așa. A mea doarmă în via, a mea chiar e de handicapați. Vezi că la un moment dat trebuie să mai mergem și pe acasă să vedem cine ce-am mai primit. Mergem, frate, dar stai să jucăm aici talpă. Aici alte teleport o să ghicesc. Yeah, boa. You know me, boa. Boyd Crowder, cum era la în serial? Ia zi, serialul de acum nu știu câte luni de zile. Bun, rău serialul ăla. Nici nu mai știu, ăla era Justified sau care era? Da. Eu le încurc numele la când vezi multe. Lupa. Ai văzut că când vezi multe, cel puțin eu uneori așa pățesc. Încep să le încurc, să le găsesc prea multe și nu mai știu care, cum se chema. Let's go, my G. Vezi că am luat eu un, am dat eu un vaz de la aia pe acolo. Ce? Mă întindeam. Hai că aștept mare boss fight. Nici nu luăm ăsta sau... Am dat în alea greșite. Fu-tu-te în gură. Băi, nu știu dacă luăm. Eu am 3 in-in, tu ai 4 și pe gloanțe... Eu am ceva, am lipsă la aia main destul de multe, dar nu-mi pasă ce mult. Că trag și cu și... Aaa, ce e în față? Ce e aia? Ia, e boss fight, e boss fight, după cum arată? Băi, e un templu în față. E fum, dacă e fum e boss fight. Să-mi pun gloanțe sau să luăm checkpoint-ul? Uite-te. Mai mișto răspuns. Pune-ți viață. Ai intrat pe mine și nu ți-ai pus nici viață. Ce părere ai? Cine-i dracu ăsta? Ce pula mea? Ce? Ce? Cum adică? Ăsta-i mim, ăsta trebuie făcut mim. Când ți-a adus prietenul ăla mai prost sau mai mic, știi, și-l pui pe ăla... Cine-i prostul ăla mic? Nu știu. Să nu spui că... Ăla-i cel mai OP. Să nu spui că... Stai, chiar sunt doi? Eu credeam că ăla e doar îl ajută un pic, dar nu credeam că... Pune. Nu credeam că o să fie sus scris cu viață. Burning. Eu am crezut că ăla e pe la vrăjoară, gen, credeam că o să-l ajute un pic. Cine mă arde? Cum adică? Eu mor deja. Nu știu cum să te explic. Trebuie să-mi dau heal. Cine pula e ăsta? Bag pula în șerpi ăștia, că vă că am OP de aproape. Nu dau mult damage, dar și când hai, dau... Ăla e unul din boss, ratatul ăla de pe pod? Bă, cum adică s-a aruncat de pe pod? Nu știu, hai dracu să mergem în față. Eu vreau să merg ca să nu fiu blocat acolo, nu de altă. Ce? A tras și în mine, a tras și în mine în același timp, a tras până aici. N-are cum, mi-a dat foc, mă distruge. Da-te că închem câinele. Câinele, du-te după el, câine. Morningor 2! Vine după mine. Ok, nu trebuie să mă faci praf. Ce, eu rămân blocat aici? Vreau să mă arunc, vă rog. Pierd viață? Nu. Ce dracu? Vine prostul ăla lui mic pe mine. Șerpu. Ce, tu te bați cu un boss, eu cu altul? De ce trage în tine ăsta de aici? I-am dat ulti. Ce, fiecare se bate cu alt boss? Nu-i legal. Unde-i bossul meu? Hey, G, where are you? Eu mi-am bătut joc de bossul meu, i-am dat ulti și i-am luat jumătate de viață. Bă, bossul meu s-a ascuns după perete și acum mă arde. Ok, mersi. Nu ăsta șerpu. E weak, bă, dragonașul nu ăsta. Șerpu, nu șerpu, te rog. Al meu tot fuge, cred că vrea să vină spre tine, are target pe tine sau ceva. Ce este ăla, geam? Al meu vrea să mă împușez la geam, tocmai s-a aruncat peste mine. Ești nebun la cap. Eu am dat funcțiune de viață. Al meu are ceva, deși OP. Ce era? A vrut să mă apuște prin structură, mă put în măta. Nu, stai să ne înțelegem. Nu, șerpu, mi-a dat burning. Stai, șerpu nu-i mort? Cred că e mort. L-am omorât pe un boss. Vezi că vine celălalt pe tine, cred. Cum adică? De ce a venit la mine a sărit ca o trage în mine. Să trag în tine. Da, trage în mine loc să trag în tine, what? Eu l-am pus prin crăpături, cum mi-a făcut și el mie. Putu-te în gură. Ia mă, ia câinele. Unde e? Simte-mi furia. Ce ăla? Ce ăla trișează? Ăla trage boss-ul? Bă, ăla trișează, what? Ai văzut cât damage i-a dat? Ia, date. Fut-o-te în gură. Mamă, cât damage mi-a dat. Știi, nu e o idee foarte bună să te bați cu boss-ul Mili, aparent. Ba da, îi dau eu acum. Stai că vin și eu. Ba da, i-ai făcut ceva. Fut-o-te în gură. Mamă, ce s-a întâmplat? I-ai făcut să-și dea foc singur. Ce ăla Zephyr sconduit? S-ai bătut joc de el. Cred că m-am lipit de el. Da, și a explodat. Când a tras în mine a explodat. Zephyr sconduit? Ne luăm armă nouă, nu? Iar da, sau mod, nu știu. Weapon mod, armă, adică, cred că aia înseamnă. Bă, da, i-am bătut și pe ăștia, aparent. A depărit, aparent am devenit cam OP. I-am făcut.
Da, poate DLC-ul ăsta e făcut mai ușor un pic. Poate aici. Dar vezi că boss-ul ăla era mai weak decât al tău. Posibil. Știi ce făcea? Da, nici al meu nu era așa OP. Trăgea cu niște bile cu foc. Păi și uneori... Uneori zbura și de tine să te lovească. Păi și ăsta trăgea cu niște săgeți. Și deci mai, și mai slab decât al tău, zici că? Da, da, săgețile le-am văzut că erau fast. Păi da, arunca câte 4-5 direct, dar în rest nu prea făcea nimic. La mine bilele ăla erau slow. Ha, eu îmi bag și ultima inimă, îmi bag acolo. Păi stai, putem să continuăm? Sau ce e aia pe hartă? Cum continui? Pe aici? Pe aici? Da, am luat de pe aici ce trebuie? Aici continui? Bă, nu știu, văd că e ceva loot, uite, am mai luat acum. Ce? Nu poți intra aici? Hey bro, cum adică n-am loc? Hey bro, this game trash, bro. Unde n-ai mă loc? Acolo. Ah, da, n-ai... Oh, te-am făcut, uite. Nici dacă dau slide n-am loc, ești nebun? Uite cum arată slide-ul, cum să n-ai loc. Că ești cu... Păi nu e nimic acolo, pur și simplu. Păi nu e, știu, da. Deci am așa la troll. Din să tine. Ia, stai să-mi pun eu scope-ul. Stai că nu știe săracul. Unde urci, mă, săracule? Ce? Tu nu știi cum te vezi pe ecranul meu cu scope-ul pus? Hai să mergem. Victorios, ieșim de aici, rupem. Uite pădurea cum arată în jos. Băi, eu cred că a fost mai ușor acum, și de ce? Că am făcut și aia cu armurile. Noi înainte nu știam care, unde trebuie, așa bine. Eee, te-ai prins? Băi, nu pare așa greu jocul, oricum, pe a treia dificultate sigur se poate juca. Pe a patra nu sigur, că nu știu și cât de greu se face pe a patra, exact. S-ar putea să facă foarte greu. Dar pe a treia e playable, clar. Traveling to Hanamura? E mișto făcut jocul, că pe prima îți dai seama că e destul de spas să joace și nubii. Și pe a doua asta, vezi că... La început a fost greu un pic, dar a fost niște faze grele la niște boși, dar nu știu. Am pierdut la niște boși mai multe ori, da, true. Dar noi nici n-am folosit poțiuni și de-alea non-stop. Poți să folosești de-alea să faci mai ușor. În teorie, poți să faci cheat-uri de-alea, știi? Bine, cheat-uri, că așa au făcut jocul, amic. Așa îi zic eu, cheat. Ce-i jos? Nimic? Lol. Ce-i căcatul ăsta? Uite, mă, chilozai. Dar stai, noi nu mai aveam unul undeva? Unde e? Sau ăsta e? A, din stânga ne-a scos în dreapta, nu? Posibil. Ia! Lol, ce chestie. Da, din stânga ne-a scos în dreapta, așa e. În stânga am fost noi, nu? Parcă. Sau în jos. Da, da, cred, nu știu. Cred că ne-a scos dincolo, oricum, ai idee. Bă, am fost peste tot, oricum, da. Doar sus. Ce faci, băi, căpriță-o? Bă, glanțe, poate să mai au și o taie de glanțe sau n-avea. Ce faci, ce faci, băi, căpriță, nebună? Ce faci, mă, cu ea? Ce vorbești? Îmi iau și o sulița sau o am așa să fie acolo. Bă. Sau poate chiar joc cu ea dacă vreau. Bă, e destul de bună, dacă te bați cu mai mulți, mai proastă. Îmi mai iau niște orbs astea că-s mișto. Oricum eu miliu când îl dau pe un singur om, încerc să mă bat doar cu unul aproape. Că... Adică dar noi nu le luăm de asta anti-fire damage sau nu vrem? Bă, ar trebui să ne luăm, în teorie. Că un iau ia cum mi-am luat. Hai, ia-ți, eu mi-au și de-alea. Și îl pun în loc de bandaje. Bă, da, oricum nu le folosim la nimic, alea am văzut. Care e, mă? Hydro coolant? Eu mi-au 10 să am. Și... Uite, pune și chestia asta. Ce se aude în stânga mea? Nu știu. Un Melten, bă, un Melty Boy. LOL există până... cu 100 de mii de bani să ții în el, să dea 20% mai puțin damage aia cu melee. Pune și chestia asta, au făcut-o bine cu aia. A, ah, ce? Că asta, assign to slot. Alegi, ce-ai mă? Am folosit hidroculant de la banul, i-am dat cancel, ok, mă speriasă. Alegi și pui pe slot. Bă, da, ai făcut mișto. Până și asta ai făcută bine. Bă, mie nu-mi place de la vaca asta sau ce morți e capră, mie nu-mi place că nu pot să cumpăr de-alea de gloanțe. Tu mai știi cum e pe alte jocuri, nu? Aia. Da, când ai assign acolo trebuie să învârți din mouse și nu se pune pe altceva. Da, aici alegi click, click, click și alegi. Și pe unele jocuri nici măcar nu știi care e 1, 2, 3, 4, nu înțelegi deloc. Ca în loc să aibă ordinea de sus în jos, le au invers. Adevărat, ai văzut cât de random e? Ce e apa asta? Stai că mă atrage rău apa asta. Da, și intrăm și ne fute. Ce dracu face acolo? Ăla chiar a intrat. Nu mai era undeva unde noi n-am fost? Cum ar fi să iasă un șarpe ceva de aici?
asta e cred că am ratat ceva, o apă undeva. S-ar putea. Sau asta e. Nu, mai aveam undeva apă și noi n-am coborât. Oricum văd că noi dracu, noi nimic în ea, oricum văd. De unde știi, mă? Poate era secret fix acolo, tată. De unde știi tu? Da, mă, acum merg toată harta să caut apa aia, pula mea. Ce e, mă, zona asta e? Eu nu știu dacă iau checkpoint, mai degrabă fac asta. Băi, eu, păi tu ai 3 inimi, eu am 4 și eu glanțeam, cât de cât. Mamă, cu niște cristale, mă, în pereți. Guardian Shrine? What the fuck is this? Oh my god, what is this? Ce ăla e un cap? Ăla e un cap de om? Ce-i cristalul ăla? Ne trebuie ceva aici. Dacă l-am eu, stai. Change Curio. E ăla de la îngăsit atunci. Deci am zis eu de el ce face. Unul a zis că nu găsea asta deloc să bage ăla, săracu. Mamă, și era fix lângă Merchant, dai să? A pățit ca noi. Ce-i asta cu aia? Ce dracu e în față? Bă, ce e aia? Nu, te rog. Nu, stai să bea apă. Dar cred că trebuie să-l pornești, cred că nu începe singur. Bă, nu începe. Bă, a ieșit ceva din pământ. A început, că am luat ceva de aici. Cum adică? Root horror? Dar asta nu-i boss, ce-i căcat să ce caută root rot aici? Bă, bună întrebare. În zona unde nu te aștepți, in the counter. Și n-avem armura bună sau ce? Da. Oh, fuck you, boy. Las că e mai greu jocul meu, enjoyable. I-am dat dodge la ambele miliuri. Am dat space fix unde dea cu miliuri și s-au anulat. Oh, cu aia, dar n-avem alea bune, chiar nu le avem, așa e. Chiar ne rupe, mă. Băi, eu rămân fără gloanțe cu aia, stai să bag și o cutie. Ce, boss-ul a rămas băguit sau nu e băguit? Ah, nu, trage în mine, ok. Care-i boss-ul, că nu-l văd. E băgat în pump, e băgat în... Da, ai intrat... Ce, ai intrat în... Bă! Unde e? Ai intrat aici, unde sunt eu acum, ai intrat în hartă. Am fugit. Da, ăla-i bug. Câinele meu latră la el, vezi? Acolo e în peretele ăla. Am fugit, unde e? E în peretele ăsta aici, undeva. Doamne, ce zi-mi boss-ul ai tu? Ce am văzut bug. Nu spune că ăsta a fost bug, ăsta nu trebuia să se întâmple așa? Nu știu. Coaie s-a băguit. Ne-a dat casca. Am luat casca. Ne-a luat casca. Coaie s-a băguit, ăla a intrat în perete, cred că am pierdut boss fight-ul. Eu cred că o să apară el la loc, cumva. Bă, ce se aude așa? Cum dracu te cureze rută ăla, că am uitat care era. Bă, nu știu, dar la mine... Au dracu cu meniu, infected. Asta e casca, mă? Ies, am avut și o casca. Casca e plus 8 și armura e plus 2. Păi, chem-l pe ăla înapoi. Mamă, ce mișto arată casca. Holy shit. Coaie, chemă-l pe ăla. Coaie, ne-a dispărut boss-ul. Unde intra, mă? Acolo, în peretele ăla? Da. Ia. Yeah. Ok. Bă, Coaie, ăla a dispărut. Bă, cum ar fi dacă nu-l bați repede, dispare? Bă, eu cred că îi bag, stai sincer. Cum îl chema? Cum îl chema? Să caut pe net. Brut. Brut. Cum îl chema? Brut ceva. Da, mersi. Caută și tu zona asta, nu știu. Cum se chema zona? Ha. Ceva... Cum se chema? Zii, te rog, că ăsta uită tot. Vezi ultima ta nouă? Sunt într-un fulger și dau în ei în continuu. Ia, stai să o testez și eu pe mea, te rog. N-are cum așa ceva. Fracu bine de foc. Ce mă? Uite, i-am dat focul ăla. Păi și... Dai damage ce sau nu? Și rămân și acolo. Cine trece pe acolo și o ia. LOL, a mea pare un pic mai OP, dar așa ta pare interesantă. Cu aia ai văzut, m-am transformat într-un zeu. Știi cum e zeu, cum ești în pumel party când e chestia aia cu ăla. De unul le sparge la aia plăcile și ceilalți sub pula și ceilalți păi, câștigă. Păi, venit de ceva aici, că niște proști. Deci noi trebuie să mergem la merchant, pe unde e merchantul cu aia meu? Nu știu. Nu e aici sau aici. Cum mai bine mergem dracu la bază și de la bază mergem la mergem? Hai, ba da. Vino repede! Ce stai că eu îmi beam energizantul? Ce s-a întâmplat? Urmează boss fight, a omorât-o pe merchant. Stai, deci copacul ăla chiar a omorât-o, cum ai văzut mă net? Gata, începe! Păi stai cu aia și eu cum știam asta dacă eram om normal? Și e full HP, adică... Ar! Da, stai un pic că ți arăt eu ceva. Vom uita să ne punem rot de la... Tu vezi? Tu vezi ce-i fac? I'm the boss, not you, I'm the boss, boy! Dar nu ți-am dat focul. Mi-ai dat ori 3 burning, cred că mor de tot. Stai că mi-activez inima, vezi că scot burning-ul ție dacă ai. Coaie, ce mișto e ultima ta aia, lol. A mea? A mea. Zici și tu când o dai pe ta. Păi, au! Mersi, la mine ambele sunt alea la care trebuie să zic. Păi da, zi. Vezi că a mea... Cine mă bate coaie? Cine pizda mă ție asta? Mor! Du-te-n pizda, mătii, de căcat, de insectă, de
făcută din copac. Mă omoră la one shot. Când să-i trag ultimul glonț, am murit și tu te bați cu ce? Și eu l-am, eu l-am omorât fără să vreau, că mă băteam copacul la infect. Uite cât de repede îți dau revive. N-are cum. 90% speed. Guardian's Blessing, ceva nou. Și Scavenger, mi le-a dat și mie alea de la vei tu cred. Melee Damage Reduction și Scrap Boost. Da, eu o să-mi fac revive-ul iar ca să dau și nervi, vreau să-ți dau 100%. Ce stai, că Melee Damage Reduction e OP și mai avem și pe ăla, cum se cheamă? Mother's Blessing, Range Damage Reduction. Adevărat. Pe ăla vechi. Există ambele, vezi dacă ești mai nubil. Ce-i Guardian? Ce-i Guardian? Reduces incoming Melee Damage by 20%? Unde vezi mă asta? Ce mă? Unde? Inelul nou. Mă, îi place să troleze, nu o să zică. Ia. Ești prost rău. Ești prost că te-am întrebat de două ori și n-ai răspuns. Ia. Wow! Păi da, dar mie îmi place asta cu fire rate by 10%, dar de fapt asta nu prea îmi pasă neapărat, nu? Eu doar am asta cu increases de effective range of all firearms, asta mi se pare OP rău. Să tragi la distanță mai mare, că îți dă și damage mai mult la arme, știi, nu? Da, dar celălalt inel eu am aia cu swap speed și fire rate. Eu am scos-o pe aia, am avut-o și eu. Bine, hai, pun chiar Guardian. Noi, chiar noi la rating versus zone, văd că avem defense ok și offense l-avem de nu știu câte ori în plus. Deci mai trebuie upgradat armura. Am nu mai ești obișnuit să joc acum. Reduces incoming melee damage, mamă ce mișto e asta. Vezi ce i-a făcut un merchant măcar? Coaie, ce-a avut mă cu ea? I-a pus o mâzgă pe ea. Am tras în mâzga aia, poate, dar nu dispare, văd. Ce cu... ce i-a făcut coaie? Am crezut că apare că pot să lutez sau ceva. I-a dat boală, săracă, i-a dat osteoporoză. Da, subscribe acolo, Pengu Vigilante. Pengu Vigilante, mă, celar din România. Pengu Vigilante, prostul care fură kill-ul. Îi pe toți, da, subscribe.